Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Alb Negru. Invitata din această după-amiază aici la Unimedia este istoricul Viorica Olaru Cemârtan. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, Elena! Mulțumesc foarte mult pentru invitație în ajunul acestei zile de comemorare. Da, doamnelor, domnilor, dacă aveți întrebări pentru invitată, le așteptăm pe pagina de Facebook a emisiunii Alb Negru la rubrica comentarii. De asemenea, vă îndemnăm să votați astăzi, să acordați bile invitatei, fie albă, fie neagră, în funcție de răspunsurile la întrebări, iar rezultatele le vedem la finalul acestei emisiuni. Așa cum spuneți și dumneavoastră, suntem în ajunul acestei zile de comemorare, 6 iulie, dar de fapt s-a întâmplat cel mai mare val de deportări de aici din Basarabia, în noaptea de 5 spre 6 iulie. Cumva, iată, în această zi oamenii își trăiau viața în mod normal, fără să se gândească ce poate să urmeze și ce poate să se întâmple în noaptea care iată va sosi. Aveți un sentiment de empatie extraordinar și așa mă gândeam și eu să vă propun să ne imaginăm noi două și cei care ne ascultă că de seară ne culcăm cu familiile noastre în căminul nostru frumos, curat, după o zi de muncă. Cineva a muncit în grădină, de fapt era timpul când al doilea prășit se terminase, popușoiul era mărișor deja în câmpuri, via se lega și strugurii deja începeau să miroase, floarea de struguri înflorea, se făcea păstaia, se făceau roșiile, castraveții, oamenii își căutau de treabă, duceau vitele la seara la grajd și iată s-au culcat seara după ce poate au cântat cu vecinii, o horă. Am avut foarte multe situații în care lumea îmi spunea că încheiau întotdeauna ziua de lucru cu o horă. Și după ce s-a mai liniștit spiritele în casă, au auzit acele bătăi în ușă? Da, niște sunete înfiorătoare, pentru că e ușor să zici bătăi. Au auzit lătrat de câine, au auzit pașii ăștia unor soldați rău intenționați și imediat au înțeles, majoritatea au înțeles care este, de fapt, scenariul care va urma. Nimeni nu știa ce se va întâmpla? Păi, în anul 1949 deja erau niște antecedente, pentru că în primul an de ocupație sovietică, 1940-1941, au fost deportări, au fost deportări singulare, în grupuri, și a fost primul val de deportare masivă la 12-13 iunie 1941. Atunci au fost luați în mod special primarii, foștii activiști politici, adică participanții în acele partide politice care în perioada interbelică aici s-au dezvoltat. Partidul Național Liberal, Național Țărănesc, Garda de Fier, Partidul Cuzist și multe altele, pentru că exista o democrație înfloritoare. Iată, aceste categorii la care se mai adaugă liderii economici ai satelor, adică persoanele care aveau anumite dughene, anumite prăvălii, profesorii, da, clerul, stareții de la mănăstiri și de la biserici, ei toți în timp de o noapte au fost adunați și trimiși în Siberia în acea noapte 12-13 iunie, cu o săptămână înainte de a se începe al doilea război mondial și pentru teritoriul nostru. Deși noi cunoaștem că al doilea război mondial, de fapt, s-a început în 39. Exact, la 2 septembrie 1939. Iar și pentru nu noi, 41, așa cum așa este. Vedem, cum s-a spus, da, un chiar, timp îndelungat. Chiar și pe monumente, chiar și pe postamente, da, scris 41. Mai sunt niște, da, erori de genul ăsta intenționat păstrate. Și atunci s-a întâmplat această oroare, lumea a fost foarte speriată, dar s-a început războiul, a revenit acest teritoriu timp de 3 ani sub administrația mareșalului Antonescu, după care a reocupat Basarabia Uniunea Sovietică și s-a început următorul calvar, care a fost mult mai drastic, pentru că a venit, deci anii de război au secerat foarte mulți bărbați și tineri. A urmat foamea, a urmat tifosul, condițiile acelea mizerabile igienice, care au secerat încă câteva sute de mii de persoane. Și ajungem la sfârșitul foametei, când câte un pic populația ieșea din anumite probleme, dar era și chestia tifosului, pentru că lipsa de sanitarie și igiena la pământ fiind, făcea la fel mari victime și toate împreună legate au ajuns familiile din satele basarabene să fie
foarte slăite de puteri, să folosesc așa un cuvânt, și foarte demotivate să mai lupte cu ceva, pentru că sărăcia și lipsa unei speranțe te face să ai și o rezistență mai mică. Și în momentul când se auzeau iară că vor fi deportări, că va mai fi un val de ridicări, pentru că asta era cuvântul folosit. Asta oricum se discuta. Se discuta, pentru că bolșevicii mișunau aici, foarte multă lume spunea că ce o să ne mai ia dacă noi nu mai avem. Am rămas fără rezerve, pământurile mulți le-au dat, sau familiile, căsătorindu-și copiii, au împărțit acele hectare de pământ la fiecare câte două hectare, câte un hectar, jumătate, și foarte mulți considerau că ei nici nu se încadrează în lista așa zișor chiaburi sau mușieri, exploatatori de muncă și așa mai departe. Păi iată că toate lucrurile astea, pe de o parte era frica că s-ar putea să se repete, iar pe de altă parte era acea speranță că nu se va mai întâmpla, că pentru că nu mai este ce să ceri de la noi. Și în acest val mai este un specific, au existat și scurgeri de informații, pentru că dacă în primul val de deportări mai mult organizatori au fost cei de peste Nistru, vorbitori de limbă rusă, și sovieticii și-au trimis aici organizatori, executori buni de peste Nistru, în al doilea val de deportări, majoritatea executorilor, deportărilor au fost cei din teritoriu. Băștinași. Și în anumite situații totuși existau scurgeri de informații. Avem niște mărturii... Adică au fost salvate totuși anumite familii. Da, anumite familii, datorită acestor scurgeri de informații, au reușit să salveze. Au fost diferite situații. Nu putem să spunem că a fost o salvare a tot cuprinzătoare pentru toți. În cazul în care totuși capul familiei pleca peste noaptea ce pleca din familie și revenea peste câteva zile și vedea că nu a rămas nimeni din familia sa, simțea starea că nu-i mai este dragă lumea dacă rămâne singur, chiar dacă rămâne liber aici, și mergea la sediul NKVD și cerea să meargă după familie. Sau chiar a doua zi dimineața se ducea singur la gara de trenuri după familia sa. Au mai fost situații specifice acestui val că capul familiei nici nu mai exista în familie, ziceam. Sau a fost deportat în primul val de deportări, sau a fost arestat într-o formă oarecare pe parcursul ocupației sovietice, sau au murit în timpul războiului sau în timpul foametei. Avem foarte multe familii în care doar bunica cu o sumedenie de copii a fost deportată, sau doar mama cu o sumedenie de copii a fost deportată. Păi și atunci care era rostul? Ce se aștepta? Deci scopul, motivul pentru care au fost, iată, ridicați și copiii și bunei, și ei nu reprezentau un mare pericol pentru sistemul sovietic. Așa este, așa gândește un om lucid, un om care pune în centru anume factorul uman sau umanitar. Ei însă gândeau altfel, erau o minte perversă. Sovieticii aveau acest comitet de strămutări înființat chiar odată cu Uniunea Sovietică. El a existat sub diferite forme, a fost în subordinea sau Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Securității, adică sau în MVD sau în KVD. Și acest comitet pentru strămutări, până la anexarea teritoriilor românești, s-a ocupat de strămutarea popoarelor din alte teritorii ocupate ale Uniunii Sovietice. Așa au fost strămutați până la ultimul om 8 naționalități, printre care calmâcii, balhirii, meglero-germanicii, deci sunt cecenii, popoarele din Caucaz. Ei au fost până la ultimul om luați din locul lor istoric, din vatra lor istorică unde s-au format, și duși în adâncurile Siberiei și în adâncurile Kazahstanului, în acele pământuri virgine pentru explorare. Eu special folosesc nu pentru desțelenire, dar pentru explorare, și special zic pământuri virgine și nu desțelenire, pentru că vreau să atenționez aici, cuvântul desțelenire nici nu există în limba română, el vine din rusă țelina, adică pământ virgin, și desțelenire, adică explorarea pământului. Încerc să corectez anumite lucruri, pentru că foarte multă lume le folosește, dar ele nu sunt corect folosite. Deci pământurile virgine din Kazahstan și din Siberia urmau să fie explorate, anume de forța aceasta ieftină de muncă. Acesta era un scop pentru explorarea economică acestor pământuri. Al doilea scop, desigur, era factorul etnic. Am să vă explic și cu copiii, dar factorul etnic. Uniunea Sovietică întotdeauna a avut
marele talent să mixeze așa etniile între ele, pentru ca întotdeauna să poți să dezbini. Multietnice, dar polietnice. Da, sau pe de altă parte mancurtizate, ca să-și dilueze caracterul național, etnic, să poată fi foarte ușor fi controlate, manipulate și, în caz de necesitate, chiar dezbinate. Divide et impera era pe ordinea de zi. Păi vă spuneam așa treptat, au urmat în Uniunea Sovietică și Marea Teroare, în care au fost uciși ofițerii, oamenii din elita militară a Rusiei, după care au fost la fel deportați și exilați reprezentanții aristocrației ruse. Și iată, această politică de deportare era foarte bine pusă la punct până a ne ocupa pe noi. Și în momentul când ne-au ocupat, aici vă răspund exact la întrebarea dumneavoastră, s-a dorit în primul rând ca să separe artificial acest spațiu românesc, care este o totalitate și o integru, să-l separe și să-l creeze diferit, să creeze aici poporul moldovenesc cu limba moldovenească după emanația RASSM, adică din Transnistria, cu limba stricată, schimonosită și cu chirileță, rusisme, cu un foarte mare procentaj de cuvinte rusisme și, cum ați spus, schimonosite mai mult. Rusificate, da. Este teribil să vezi documentele din acea perioadă. În al doilea, deci să desloce de aici caracterul național, etnic, să-l ducă cât mai departe pentru a explora acele pământuri, aici să aducă alte etnii, să ne facă multe etnici și să mai pună zăzanie între noi la anumite subiecte, astfel încât să, cu adevărat, să începem să fim diferiți de ceea ce este peste Prut și niciodată să nu existe tendința de a ne reunifica și a ne regăsi. Da, și credeți că au reușit acest lucru? Astăzi, iată, în 2016 fiind... Păi iată, ca și consecință de imediată, s-a reușit, ca și consecință imediată, pentru că imediat după deportarea din 5-6 iulie 1949, satele noastre au fost depopulate, caracterul etnic drastic limitat, adică românii etnici și oamenii, chiar dacă erau de alte etnii, dar cultivați în spirit românesc și democratic, au fost foarte puțini. Și cei care au mai rămas au devenit sau colaboratori, sau torționari, sau oameni în a căror sânge deja curgea frica. Și eu am și abordat acest aspect în lucrările mele, că la nivel psihosomatic și psihoemoțional de mentalitate colectivă s-au întâmplat aceste schimbări. Pentru că atunci când omul este înfricoșat, el nu se mai gândește la originea sa, la limba sa, la identitate, la demnitate, exact, la un arbore genealogic. Nu se mai gândește la lucrul ăsta. Când omul deja știe ce înseamnă foamete, ce înseamnă război, ce înseamnă armă, ce înseamnă să-ți pierzi copiii în niște circumstanțe atât de vitrige, atunci omul este de acord adică acceptă oricare nelegiuiri doar ca să supraviețuiască. Și din păcate, consecințele de imediate, astea au arătat că au fost atinse. Că s-a creat cumva acest popor moldovenesc. Da. Și urmărim atunci, în anii 50-60, a fost incipient pusă ideologia aceasta moldovenească, au venit foarte multe surse, resurse financiare, persoane, s-au dat fonduri speciale ca să se înceapă și doar cu toții cunoaștem limba rusă, limba de stat, limba rusă, limba de vorbire și convorbire. Da, temporar, pe moment s-a reușit, dar să nu uităm că totuși cel puțin un fir, dacă a rezistat, el va da roadă. Și aici a existat totuși paralel o mică rezistență, la început mică, după care mai dezvoltată, s-a păstrat caracterul național și etnic prin puțina, dar foarte valoroasă literatură care circula pe aici, prin rețelele astea mai mult clandestine. Intelectualii de atunci totuși aveau grijă să asculte Radio Europa Liberă, aveau grijă să-și transmită anumite informații, cărți care trebuiau să le citească timp de o noapte, se întruneau și întotdeauna a fost conexiunea mai ales în suflet. Deci, pe termen mediu, când un pic s-a mai atenuat frica și regimul totuși a devenit un pic mai moale, pentru că noi vorbim despre un stalinism dur, după moartea lui Stalin, un pic sistemul sovietic, la capitolul teroare, s-a atenuat și teroarea a fost pur și simplu exprimată prin alte metode, cum ar fi trimiterea la serviciu militar în alte regiuni ale Uniunii Sovietice, repartizarea la muncă, trimiterea la studii
Sigur că erau și niște oferte avantajoase să mergi în Kazahstan, să muncești și să câștigi un ban, erau alte forme. De aceea, atunci, un pic mai mult s-a accentuat înapoi românismul și, de fapt, caracterul nostru național absolut diferit și de cel al Ucrainei și de cel al Belorusiei, pentru că nu știu dacă vă amintiți, dar chiar și eu când eram la grădiniță, eram foarte des la matineuri costumată în costumele noastre populare și eu eram sau moldoveancă sau ucraineancă. Nu era foarte mare deosebire, educatoarea întotdeauna mi-a explicat că nu este foarte mare deosebire, dar eram atât de mirată că mi se făcea întotdeauna paralela cu ucraineanca, în timp ce eu mergeam acasă și părinții prindeau TVR, adică televiziunea română și acolo auzeam limba română și eram absolut mirată. Cum de înțeleg așa limba și atât de tare îmi plăcea accentul lor, în vorba melodioasă aceasta și întotdeauna întrebam pe părinți, cum adică eu sunt ucraineancă dacă eu mai degrabă aș fi româncă? Și iată, chestiile astea sau intuiția care doarme undeva, dar la un moment dat răbufnește, ea a existat. Deci pe termen lung nu s-a reușit nici desnaționalizarea, nici mancurtizarea. Evident că anumite elemente întotdeauna au existat și putem să spunem că la general... Nici astăzi? Chiar doamna Olaru Ciamurtan, pentru că discuția despre cine suntem, despre identitate, e la ordinea, la ordinea zilei. Chiar dacă sunt și alte subiecte la fel care zdrunce în societate. Păi din punctul ăsta de vedere, da, s-a reușit să ne creeze asta, pe principiul ăsta de vide et impera, adică dezbină și guvernează. Avem aici atâtea subiecte care, de fapt, nu ar trebui să constituie o dezbatere, pentru că ar trebui să fie o axiomă, suntem români și punctum, și este etnicitatea noastră, nu trebuie să o demonstrăm în fața nimănui, noi trebuie să o simțim și să fim demn de ea, să o purtăm frumos, pentru că avem... Deci este atât de paradoxal, Eminescu este și la noi și peste Prut, este poetul nostru național. Și cum se explică? Dacă avem același Dumnezeu poet, nu este clar că noi toți suntem din același aluat plămădiți? Adică, evident că Republica Moldova este o emanație a pactului Ribbentrop-Molotov în formula RSS moldovenească și după colapsul Uniunii Sovietice, noi am păstrat această formulă emanată atunci, căreia încercăm să-i dăm un substrat și să-i dăm rădăcină, vigoare. Noi mimăm, într-un fel, un stat, dar, din păcate, atâta timp cât nu o să avem în fruntea noastră lideri integri, neșantajabili, care știu cine sunt, știu unde merg și mai ales pentru ce, atunci nu o să apară întrebarea, suntem moldoveni, români? Noi suntem moldoveni teritorial vorbind, pentru că și peste Prut se spune la Iași, la Suceava că eu sunt moldovean. Dar asta nu înseamnă că nu ești și român. Da, chiar și, iată, după 25 de ani de independență, că se împlinesc anul acesta 25 de ani, mai spunem că Republica Moldova este un stat mimat, că aici se încearcă să se construiască un stat, dar nu prea se reușește. Da, este regretabil. Pentru că nu avem resursele. Două decenii nu au fost suficiente, sau mai mult de două decenii. Au fost două decenii de luptă. Aici s-au luptat interesele muribunde ale Uniunii Sovietice și a Federației Ruse, care este singura s-a declarat moștenitoare de drept de iure a URSS-ului, dar din păcate această moștenitoare nu și-a asumat și rezolvarea problemelor pe care le-a adus URSS-ul și aici tangența este foarte evidentă. Ea nu și-a cerut iertare și nu s-a pocăit, nu a regretat ceea ce a făcut în privința deportărilor. Dar nici nimeni nu i-a cerut să-și ceară scuze. Republica Moldova, la nivel oficial, nu a cerut acest lucru niciodată. Da, este foarte regretabil pentru că în ianuarie 2010 a fost constituită Comisia pentru aprecierea, cercetarea și aprecierea regimului totalitar comunist din RSS moldovenească. Am fost și eu parte în acea comisie responsabilă tocmai de deportări și am venit cu niște recomandări la sfârșit, am venit cu acel raport care am încercat să-l citim în Parlament, am încercat să-i dăm valoare juridică, dar din păcate cunoașteți istoria că am fost boicotați de anumite partide politice, nu se regăsește acest subiect pe prioritățile și pe agenda multor partide și este foarte regretabil, pentru că nu trebuie să fie un subiect ce ține de partide, de ideologii, este un subiect ce ține de memoria noastră. De națiune. Da, de națiune și de memoria noastră comună.
Dar credeți că Republica Moldova ar trebui să solicite Rusiei da? Să-și ceară scuze? Da, asta este... Cum? La nivel oficial, cum ar trebui să se întâmple asta? De la președinte la președinte? Sau... Formulele se pot discuta și se pot găsi. Ca să înțelegem pe cine să întrebăm, de ce nu da, se face lucrul ăsta. Eu nu pot acum să dau o formulă în totalitate corectă sau un instrument, dar cu siguranță se pot găsi metodele juridice, politice necesare. În primul rând e nevoie să se facă pe cale politică, adică pașnică, printr-o diplomație iscusită. Dar începutul ar fi să dăm viață acelui raport și concluziilor pe care le-am expus în acel raport și pornind de acolo să avem niște consilieri juridici care să ne spună cum s-a făcut după modelul altor țări, poate. Să, dar nu știu, de să la studiem. Cine Rusia și-a cerut scuze până acum? Nu, pe modelul țărilor Germania și țările care au avut de suferit de pe urma nazismului. Mă refeream la acel model, pentru că da, în cazul da, Germania dat, și Federația Rusă, da, sunt două, da, sunt două entități diferite, dar aceasta nu trebuie să ne împiedice ca noi să facem din partea noastră ceea ce trebuie demersuri. Să facem. Demersurile noastre și le trebuie să fie la nivel internațional, european. Mă bucur foarte mult că acum avem, suntem în atenția opiniei publice, noi suntem monitorizați și la capitolul dezvoltare demografică, pentru că știm că migrația are un impact foarte negativ, din păcate, până la momentul dat asupra țării noastre. Noi suntem monitorizați și la capitolul economic, financiar, vectorii ăștia noștri pe care tot îi schimbăm de la caz la caz. Ne țin în atenția agendei politice europene și pe această agendă noi trebuie să punem și subiectul reabilitării de facto da, a persoanelor. Că asta am vrut să întreb. Ce ne-ar da dacă Rusia, ca prin minune, recunoaște atrocitățile sistemului sovietic? Ce se întâmplă? Deci ar trebui să mergem pe câteva blocuri de probleme. În primul rând, la nivel de politică, ar trebui să existe o declarație de mea culpa din partea Federației Rusie în care să spună că regimul respectiv într-adevăr se face vinovat de crime împotriva umanității. Aceste crime au avut loc și în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, care au fost ocupate, genocidul a fost făcut în mod sistemic și după care, al doilea bloc de subiecte ar trebui să țină de persoanele care încă mai sunt vii. Noi, la momentul dat, în asociația foștilor deportați și deținuți politici, avem circa 3.000 de persoane. Deci, la nivelul Republicii Moldova, 3.000 de persoane înregistrate oficial, asta este foarte puțin. Cel puțin să nu pierdem ultimul tren sau ultima șansă, ultima speranță ca măcar aceste persoane să simtă în viața, încă în viață fiind, să simtă regretul pe care cineva la nivel sus, politic, pentru că tot acolo sus s-a hotărât acest masacru, că le pare rău. Și desigur trebuie să urmeze niște directive foarte concrete materiale, cum ar fi retrocedarea averilor sau cel puțin echivalentul acestor averi să fie oferite niște facilități la pensionare. Un an de lucru în Siberia trebuie echivalat cu 3 sau chiar 5 ani de muncă, pentru că acolo, în condițiile celea, un an făcea erozia față corpului egal, echivalent cu 5 ani de zile în condiții pașnice. Deci lor ar trebui să le se pună aceste condiții specifice atunci când persoanelor le se oferă acele indemnizații, pensii, alocații. Nu mai spun de cel puțin de... lucrul ăsta se poate decide la nivel național. Da. Adică prin Parlament se poate modifica. Păi multă lume legea. Spune că nu așteaptă asta de la conducerea Republicii Moldova, dar așteaptă de la Federația Rusă, pentru că atunci persoana respectivă a lucrat pentru Uniunea Sovietică, nu s-a muncit sau nu a fost exploatat pentru RSS moldovenească și astăzi pentru Republica Moldova, dar pentru Moscova. Și al treilea bloc de probleme care s-ar cere aici este o reabilitare în totalitate psihologică sau morală. Noi trebuie să avem în societatea noastră o coeziune sau o părere civică consolidată, unitară și nu dezbinată. Noi trebuie să înțelegem că aceste persoane, fiind floarea națiunii, au suferit pe nedrept și ei chiar nu au meritat, pentru că au fost cei mai buni,
cei mai organizați... Au fost pedepsiți că au fost cei mai buni. Da, cei mai buni, cei mai organizați, cei mai culți, cei mai statornici, cei mai demni au fost luați și aduși acolo. Și eu de fiecare dată când am ocazia să vorbesc cu supraviețuitorii deportărilor, sunt cutremurată de faptul că ei nu țin pică pe cei care le-au făcut rău, ei nu-și doresc o răzbunare așa cum ar fi poate firesc să o simtă și totdeauna zic, Dumnezeu le vede pe toate, Dumnezeu le pune pe toate la locul lor și aceasta vine doar dintr-o minte aristocrată, pentru că un om care nu are cultură sau frică de Dumnezeu, să îi spunem cum dorim, el nu ar putea să aibă o asemenea atitudine. Ei nu țin ranchiuna. Și anume, acest lucru eu cred că i-a ajutat foarte mult să reziste ei, să se perpetueze, chiar dacă au fost condiții foarte grele, foarte drastice, foarte mulți au rămas acolo. Chiar vorbeam câteva zile în urmă cu cineva și spunea, Siberia și taigaua e plină de oațele noastre. Deci foarte mulți au murit acolo, dar totuși s-au întors și au revenit aici, au făcut iarăși casă, și-au aranjat copiii, au luat de la zero. Sunt oameni care au făcut 3-4 case în viața lor, una aici, au fost deportați din ea, au ajuns acolo, au ridicat și acolo, revenind la Baștină, iarăși au ridicat o pentru casă. Pentru că nu și-a mai găsit da, casa, nu aveau voie să se întoarcă în casa lor, care era sau grădiniță de copii, sau spital, sau primărie, sau un alt, sau era transmisă altui consătean. Da. Exact. Și oamenii ăștia dau dovadă de un talent anume în a gândi. Și eu cred că asta vine dintr-o viță nobilă, care a fost și pe teritoriul nostru așa ceva. Deci noi am fost curmați, dezvoltarea noastră a fost curmată. Puțini au rămas din ăștia care, nu știu, s-au ascuns cumva și au supraviețuit. Da, dumneavoastră ca istoric și cercetător ați vorbit cu foarte mulți dintre cei care au fost deportați, mai prind. Da, victime sau așa, victime colaterale. Ați venit și cu poze, așa, da, păstrați și duceți cu dumneavoastră, nu pot să zic povară, dar toate aceste mărturii cutremurătoare. Este și o povară. Da, este și o povară. Este și o povară. De fiecare dată când mă întâlnesc cu o familie, chiar el fiind 3-4 ani, 5 ani, atunci fiind copil, astăzi este un bătrân sau o bătrânică de 70-75 de ani, dar are și, se întâmplă că are încă și mama de 90 de ani. Sigur că cu dânsa deja mai puțin o pot folosi ca și izvor, mai puțin pot afla de la mamă, dar mă bucur foarte mult să văd legătura între mama, care atunci era de 20 de ani, 21-22 de ani, în floarea vârstei, și copilul ăsta, care atunci puțin ce înțelegea, dar poate să-mi spună percepția care a simțit-o. Și aici pe masă tocmai aveam în geantă dosarul familiei Marin Buga, care avea 7 ani în momentul în care a fost deportat. A fost deportat bunica, bunicul, mama, tata și el și încă cu 4 copii. Și întreaga familie. Întreaga familie. În totalitate ei locuiau într-o gradă și de fapt bunicul a fost pus în listă, dar sovieticii venindu-l și luându-l pe bunic în căruță, arestându-l și spunându-l că ești deportat, și-au dat seama că dacă îl deportăm pe bunic, fiul lui, care stă în aceeași ogradă, o să rămână în ogradă, în casă, și nu o să putem să confiscăm tot. Și atunci au zis, merge și fiul tău cu copiii în vagon și în Siberia. Și iată, Marin Buga, care atunci avea 7 ani, era peste noapte a anoptat în coliba care era pe nedelul lor, adică parcela lor de pământ, undeva mai departe de sat. Și a fost trimis un alt frate să-l cheme cu un cal. Deci pe un cal s-a suit fratele, un cal liber alături, și s-a dus să-l ia. Iar Marin dormise acolo, vă spuneam, cu un alt vecin. Și fratele vine și zice, Marin, hai că acasă ne ridică familia. Și Marin îmi spunea, astăzi un bătrân de 75 de ani, zice, eu stau și mă gândesc, ce-mi zice fratele meu, hai că ne ridică, cum ne ridică? Ne ridică în brață, ne ridică și ne aruncă sus. Ce înseamnă ne ridică? În mentalitatea unui copil, a ridica înseamnă a ridica un sac, a ridica o căldare, a ridica în sus și, mă rog, copilărește, te aruncă în sus și te prinde în brațe. Este ceva vesel, bucuros, de bine. Iar vecinul cu care el era și-a dat seama și zice că ne-a cuprins așa pe amândoi la
la piept și atât de strâns ne-a cuprins și ne-a ținut vreo 5 minute și zice, eu simțeam că el plânge, lacrimile cădeau peste părul nostru, ne-a udat și noi nu înțelegeam, de ce plângi? Și el spunea, vă ridică, și nu putea să se oprească, vă ridică, vă ridică, vă ridică, și ăștia doi peste vreo 5 minute zic, da, ne ridică și doar asta e de bine, că o să ne ridice în brațe. Și el zice, nu, băieți, vă ridică și o să vă duceți departe, departe și poate nu o să ne mai vedem. Și domnul Marin, acum cu care vorbeam, îmi spunea, zice, am venit acasă pe cal și eram într-un fel confuz. De ce plânge vecinul nostru, care eu știam, avea 30 de ani, era în floarea vârstei, de ce el plânge? Noi atunci ce ar trebui să facem? Și când a intrat și a văzut-o pe mama bocind și tatăl era arestat, și-a dat seama că iată de ce plângea vecinul și zice, abia când am ajuns în Siberia am înțeles că cuvântul a ridica înseamnă total altceva. Și zice, de atunci evit să vorbesc cuvântul a ridica. Eu niciodată nu zic ridică de jos că a căzut caietul sau ridică-ți pantalonii de jos sau încălțămintea sau altceva. Nu mai folosește acest cuvânt. Nu folosește acest cuvânt. El are o frică față de acest cuvânt și vă dați seama, la nivel de mentalitate și psihologie se creează niște lucruri care îți deschid rana și te dor. Și aici sunt pozele acestui caz, acestei familii și, de exemplu, în această da, poză... Apropo, foarte multe poze sau... Da, nu toate adunat. Familiile, într-adevăr, nu toate da, familiile se pot bucura de un patrimoniu fotografic. Limpire. Da, așa este. Dar iată aici este înmormântat bunicul său, Buga Ștefan. Stepan este scris în versiune rusă. Și aici era cu el un alt sătean care îi punea flori și pe versul. Și asta unde se întâmpla? Unde asta, este asta era în satul, vă zic, acuș, în Curgan, în satul Saratovka. Saratovka. Și asta este aceeași poză, dar aici pe versul scrie așa, 18 iulie 1959, așa e viața. Astăzi pun eu cunun de flori, mâine mi-or pune mie. Deci pun cunun de flori la mormântul bunicului, iar mâine mi-or pune mie. Este scris și este păstrată această inscripție într-o formă foarte bună. Desigur că este scris, din păcate, cu chirilică deja, pentru că oamenii care cine au ajuns acolo... Buga Ștefan, cel care... Bunelu, da, cel care exact. Este mormântat. Așa-l chema și pe... Nu, așa-l chema și pe Constanteanul lui. Buga Ștefan, bunelul său, deci este mormântat și domnul ăsta care pune cununi și care a scris, tot așa îl cheamă. Deci este, este tizul da. Lui. Și multe alte poze aici. Am să vă arăt cum arăta această familie în momentul... În anul 1949. Este o fotografie epocală. Aceasta este poza familiei ajunsă acolo. Uitați-vă. Uitați-vă câți copii. Cine deci aceștia sunt poze? Dușmanii poporului. Da. Ocazional se întâmpla că în acele cătune exista câte un fotograf ambulant care putea să meargă pe la diferite sărbători de obicei și iată așa noi regăsim anumite poze de la diferite ocazii. Anul nou sau diferite alte sărbători. Da, cât de mult se cunoaște, apropo, despre această filă neagră din istorie? Cât de mult, iată, aceste poze pot fi văzute, sunt prezentate în spațiu public, la școală? Cât cunoaștem și cât nu cunoaștem? Politica memoriei la noi, desigur că noi suntem restanțieri la acest capitol, dar vreau să spun că se fac eforturi constante și dacă acum 10 ani, când eu am început să fac doctoratul la această temă, eram practic, pot să spun că foarte puțin, eram eu și încă 2-3 colegi pe care îi știam, care și-au publicat lucrările, era cartea doamnei Elena Postică, Cartea Memoriei, Catalogul Victimelor Regimului. Și mai exista cartea lui Valeriu Pasat cu acele documente din arhivele rusești. Alte lucrări nu prea se găseau acum 10 ani, deși subiectul devenea foarte căutat iarăși în lunile de vară, iunie-iulie, dar era căutat mai mult în mediul academic. Noi organizam conferințe, simpozioane, făceam mese rotunde, încercam să vorbim, dar vorbeam mai mult noi istoricii între noi.
Exista un interes foarte mare din partea colegilor noștri din România, care aveau grijă să ne invite la diferite conferințe și simpozioane internaționale, dar noi totuși acum 10 ani eram foarte rudimentari la acest capitol, dar treptat am ajuns să avem și noi câteva inițiative foarte, foarte bune și aici am să încerc să punctez anumite lucruri. Deja avem un institut care se numește Institutul Național de Istorie Socială, INIS, pe scurt, Promemoria. Este un ONG a cărui președinte este domnul Anatol Petrencu, profesorul meu, care este și un mentor de-al meu. Și în cadrul acestui institut, deja în ultimii 5-6 ani, se derulează un program de reconstituire și valorificare a memoriei, a memoriei victimelor regimului. În acest an, INIS Promemoria implementează cu susținerea Academiei de Științe a Republicii Moldova proiectul de culegere a istoriilor orale și studii de caz. Istoria orală este atunci când te întâlnești cu un martor, cu un supraviețuitor, îi ai un interviu aprofundat, care durează între 2 și 4 ore. Sunt situații când durează și până la 7 ore. Am avut câteva interviuri de acest gen, pentru că acolo este o istorie extraordinară. Familia trece și în primul an de ocupație sovietică prin deportare, după care trece, se retrage, se repatriază în România, după care este întoarsă din România de regimul comunist de acolo aici și aici și în 49 iarăși este deportată, apoi se întoarce și a fost un interviu de 7 ore cu familia lui Nicolae Banaga, un interviu extraordinar. După care, după acest interviu de istorie orală, eu merg și caut informații în arhive, mă documentez în arhivele care stau acum la Arhiva Națională, dar de fapt sunt dosarele MVD-ului. Găsesc dosarul lui personal, confrunt istoria povestită cu ceea ce este în dosar, acoper anumite lacune, confrunt informația cu cartea memoriei, unde există catalogul acestor victime și de multe ori noi găsim persoane care nu se regăsesc în cartea memoriei, pentru că cartea memoriei este făcută în baza listelor care s-au găsit în Arhiva Securității. În timp ce acolo, desigur că nu toată lumea a fost înregistrată, în al doilea rând anumite dosare s-au pierdut, unele intenționat au fost șterse sau chiar sunt greșeli la nivel de fată-băiat, anul de naștere, localitatea, numele de familie, nu întotdeauna este transcris corect. De aceea noi completăm cartea memoriei și asta este foarte bine, că atâta timp cât mai avem persoanele în viață, noi le folosim ca și sursă primară de informație. De ce spuneam că nu facem doar interviul, dar facem studiu de caz. Noi dăm o notă introductivă înaintea acestui interviu, în care plasăm istoria acestei familii într-un context mult mai larg. Facem concluzii, putem să arătăm la care scenariu de viață ea face parte, poate se deosebește prin totalitate, prin anumite specificuri și asta este o primă inițiativă. O a doua inițiativă este Asociația Națională a Tinerilor Istorici în frunte cu decanul Facultății de Istorie și Geografie de la Universitatea Creangă, Sergiu Musteață. Cu Antimul am făcut deja ultimii 3-4 ani câteva proiecte, în primul rând expedițiile memoriei, prin care ne-am dorit să ajungem în Kazahstan, pe urmele celor deportați. Am fost 2 ani la rând în Kazahstan, în primul an am fost în Karaganda, în partea de nord, acolo este lagărul Karlag, Karagandinsky Lager, asta este un acronim. Acolo am regăsit comunități ale basarabenilor noștri care au ajuns acolo, fie deportați sau fie trimiși la muncă sau prin căsătorii mixte sau trimiși la serviciu militar în acea regiune și care au rămas acolo. Anul trecut colegii mei, eu nu am fost anul trecut în Kazahstan, dar au fost colegii mei, deci cu a doua expediție a memoriei în sudul Kazahstanului, în regiunea Almaty, și au găsit și acolo alte comunități de români care se autoidentifică români, se autoidentifică moldoveni, vorbesc română, păstrează piesele populare, păstrează portul național, păstrează bucătăria moldovenească. Deci nu ai spune niciodată că ei sunt la 3.000 de kilometri de Republica Moldova. Și anul acesta, în septembrie, intenționăm să organizăm expedițiile Memoriei 3 și să ajungem la Irkutsk, aproape de lacul Baikal, acolo unde aproape de Irkutsk a fost deportată și această familie. Și apropo, domnul Marin Buga
Este un caz unic pentru că după ce s-a întors cu familia din Irkutsk, peste 35 de ani, el a hotărât, a avut posibilitatea să se întoarcă în Irkutsk pe urmele deportării sale. Și el a simțit această necesitate de a se întoarce în anii unde a devenit adolescent, unde și-a făcut studiile, unde a avut prima dragoste, unde a încercat primele emoții ale unui matur și îmi spunea că se simțea dublu. Inima îi bătea foarte tare, era și bucurie, era și tristețe, pentru că s-a dus la mormântul bunelului și el abia se ținea acea cruce de lemn care deja aproape era putredă și el zice, am venit la timp, pentru că vin eu acum la timp și i-a pus o cruce de metal, pentru că zice, după mine nu știu dacă mai vine cineva în sălbăticia aceasta. Și, deci asta este a doua inițiativă, da, a timpului. Vă gândiți acum să mergem în Irkutsk? Să meargă și domnul Boga? Păi vorbeam cu regizoarea Violeta Gorgos, care este parte a echipei Expedițiilor Memoriei, că ar fi foarte bine să-l putem lua pe domnul Marin Buga, dar nu știu cât e de corect vis-a-vis de sănătatea lui, anii lui, și avem și un zbor foarte lung. Și pur și simplu i-am propus ca și o alternativă să vorbim încă o dată foarte bine cu el, să cartografiem linia vieții lui și noi cu camera acolo să mergem pe aceste locuri. Îl lăsăm aici, dar el ne povestește, noi o să mergem și o să filmăm și o să înregistrăm imagini de la fața locului, dar el o să fie voice-over-ul care o să dea explicațiile necesare, pentru că nu știu dacă la 78 de ani pe cât are acum este motivat și suficient de motivat. Dumnealui deja are probleme motivat, și cu piciorul. Da, dar sănătatea... Motivat, da. Motivat pentru noi, adică da, dacă ne putem noi permite să riscăm acest lucru. Deci asta este o altă inițiativă. În același timp dezvoltăm site-ul deportări.md. Este o inițiativă voluntară inițiată de ambasadorul Republicii Moldova în Marea Britanie și Irlanda de Nord, domnul Iulian Fruntașu, care m-a contactat pe mine și pe Ghenadi Popescu și ne-a propus să înființăm acest site deportări.md, unde colectăm istorii, înregistrăm video istoriile acestea povestite de supraviețuitori și le punem acolo. Vrem să facem o bancă de idei, de video, o bancă de mărturisiri, astfel încât fiecare să poată să acceseze și să asculte, să se autoeduce. În același timp, al doilea an deja facem proiecțiile, memoriile deportărilor. La Filarmonica de Stat, acum pe 3 iulie, duminică, ne-a pus doamna Stella Bivol sala Filarmonicii, ne-a dat-o în gestiune pentru 3 ore. Am adunat acolo foști deportați, tineri, profesori de istorie, am avut prezentări artistice, l-am avut pe Viorel Burlacu alături de noi, pe Mihai Ciobanu, am avut proiecții video cu niște mărturii, printre care mărturia lui Alexei Samoilă, care este un dirijor, o somitate culturală, în lumea muzicală, și în același timp Teatru Mihai Eminescu cu trupa Luminiței Țicu a venit și ne-a pus un segment sau un fragment din opera Copiii Foametei. Deci ne-am dorit, moderator a fost Vasile Butnaru de la Europa Liberă, noi ne-am dorit să reconstituim într-un cadru cultural acea importanță a deportărilor și am realizat un eveniment, cum l-am numit eu, un eveniment document, pentru că peste un an noi nu o să mai avem luxul acestor mărturii, pentru că an de an, săptămână cu săptămână, da, rămân tot mai puțin. Și pe de altă parte, noi istoricii continuăm să publicăm, să scriem articole, să mergem la conferințe, de ce nu să ne cizelăm abilitățile noastre? Da, și sunt foarte multe cărți, da, în ultimul timp. Faceți foarte multe comparativ cu 10 ani, așa cum spuneați, da. Dar ce vă întrebam eu dacă la școală se studiază, sunt lecții sau ore separat pentru, da, dedicate deportărilor. Curicula școlară include o lecție, dacă nu greșesc, s-a discutat despre acest subiect. O lecție subiect. Este foarte puțin. Exact, tocmai de asta și spun, este foarte puțin. Subiectul a fost ridicat recent la o conferință și cineva spunea că da, e mai bine decât acum 5-6 ani, când era doar un pasaj dintr-o lecție, dar acum este o lecție.
Dar care este aici momentul? Că totuși foarte mulți profesori, și aici jos pălărian în fața acestor profesori, din contul altor lecții pe care le pot reduce sau face mai sintetice, mai generale, comasează anumite alte teme și dedică acestui subiect poate două lecții, sau există și soluția că ei invită un supraviețuitor din localitatea lor, din satul lor. Pentru că e vorba anume, vorbim acum de mediul rural. Aici, în Chișinău, noi mai avem mai multă informație, circulă, lumea e mai umblată pe la expoziții, pe da, la muzee, unde sunt aceste expuse, anumite documente, anumite fotografii, dar la sat mai puțin este acest element. Și profesorii de istorie, dacă reușesc să aducă un supraviețuitor în sala de curs, este extraordinar de bine. Și am mai întâlnit și profesori foarte ageri care fac o lecție adăugător după cele 5-6 lecții pe care le au, rămân copiii în sala de festivități și ei pregătesc acolo încă un program de o oră, o oră și jumătate. Eu singur am fost invitată în câteva lecții. Astea sunt inițiative ale profesorilor, dar ar trebui să fie la nivel de minister al educației, exact, în curriculă, specificat foarte clar, 10 ore, de exemplu, pentru deporteri. Tot, exact, da. Deporteri, foamete, colectivizare, toate împreună, pentru că ele sunt foarte legate. Sigur, facem un apel și pe această cale celor care stau la Ministerul Educației și iată că avem o ministră a educației care este din partea unui partid care mult timp a fost emblematic sau s-a autodefinit și și-a luat emblema acestui subiect, exact. Aș vrea foarte mult ca doamna Corina Fusu să încerce să facă mai mult la acest subiect ca să îi dăm o valoare cu adevărat națională. Dincolo de inițiativele personale sunt foarte bune. Flori, pur și simplu, da, la monument, da, se pot, da, face mai multe lucruri. Sigur, trebuie să lucrăm sistemic, trebuie să acționăm așa, în esență, nu doar, deci pentru că inițiativa personală a unui profesor astăzi poate fi, dar mâine poi mâine pleacă și el din sistem și nu este altul la fel de interesat de subiect. De aceea este un apel foarte util. Și mă bucur că am ajuns împreună la concluzia respectivă. Da, pentru că de aici, din familie, din grădiniță, din școală, dacă s-ar discuta mai mult, am ști ce rădăcini avem și cum să păstrăm memoria buneilor noștri sau a rudelor, a prietenilor care au fost ridicați și moștenirea noastră culturală, da, identitatea noastră. Fără această identitate sau fără a ști ce avem în traistă, noi nu știm Cum să ne pornim la drum. Evident. Și aici aș mai adăuga filmele documentare sau filmele de ficțiune, ce vorbeam înainte de emisiune, și dacă am face o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat cu evreii, de exemplu, și prin ce au trecut, prin atrocitățile din timpul celui de-al doilea război mondial, în lagărele de concentrare. S-au făcut foarte multe filme despre asta, o lume întreagă știe prin ce au trecut. Da, exact același lucru și aveți basarabenii dreptate. Au trecut prin aceeași situație, dar nu vorbim doar de basarabeni, că o să ne spuneți că e vorba și despre alte etnii, dar parcă se tace, nu se vorbește, nu se face mai mult pe... Așa este, este o nișă deocamdată nevalorificată de către noi, este adevărat, iarăși la inițiative personale, dacă este să vorbim, și eu am făcut un film în 2005, pentru că filmând martorii m-am învățat singură să montez și să pun firul acesta. M-am insuflat din documentarele BBC. Este foarte ușor să preiai modelul și să lași un martor să vorbească, după care intri tu în cadru și dai o explicație. Eu așa le-am numit niște prelegeri video. Cu acele filme, unul în 2005 și altul în 2009, ăsta din 2009 l-am făcut în limba engleză, am mers peste hotare la multe conferințe, la școli de vară în România, aici am făcut câteva școli de vară, dar asta este cu adevărat o inițiativă mea personală, neinstituționalizată. Primul film care a fost organizat într-un mod instituționalizat a fost Golgota Basarabiei, dacă vă amintiți, filmul pus turnat de frații Chistruga. Era un film care se baza pe raportul Cojocaru, raportul acestei comisii în care am făcut parte. Din păcate, el nu a fost foarte mult mediatizat. La televizor a ajuns? Nu prea știu, îmi pare că o singură dată sau de două ori Moldova 1 l-a pus tot mai în zilele comemorării, dar nu a fost o difuzare și nu în orele cele mai care prind la public, nu în prima oră.
Și în al treilea rând, expedițiile memoriei, ceea ce ziceam noi în Kazahstan, ce am făcut, am pus iarăși, am turnat iarăși un film și secvențial Violeta Gorgos a avut un ciclu de emisiuni la TVR, care se numea Expedițiile Memoriei, în care nu știu exact câte emisiuni au fost, dar secvențial câte 10-15 minute povestea câte un caz descoperit de noi acolo. Dar, din păcate, se cere și este teren foarte bun, idei, din păcate, atâtea, teren da. Foarte bun, din păcate, zic, pentru că ne-ar fi plăcut să nu existe aceste istorii reale, dar este terenul acesta și nu trebuie să intervii cu prea multă imaginație. Istoriile de viață cutremurătoare pe care eu le descoper și le pun pe hârtie, pur și simplu mă înfioară. Recent am făcut cunoștință cu domnul Ion Brânză, conceput în Basarabia și născut în Siberia. Mama lui avea 18 ani și era însărcinată în 2 luni și jumătate, în noaptea de 15-6 iulie 49, când a fost pusă în vagon. A fost separată de către soțul ei, care a fost trimis în Taishet, un lagăr infernal, și ea a fost aruncată într-un cătun din Siberia și ea plângea. În fiecare zi plângea și se ruga: Doamne, dă-mi putere să nasc un copil sănătos, pentru că dacă o să nasc un copil și o să fie sănătos, eu o să am motivație pentru ce să trăiesc, pentru că ea nu mai avea nicio speranță rămânând fără soț și fiind maltratată. Ea a fost foarte, foarte mult bătută acolo, pentru că era foarte tânără și de dânsa și-au bătut joc foarte mult fizic vorbind, puterea de acolo, reprezentanții puterii, cei de la comenduirea localității speciale unde ea a fost dislocată, și însăși drumul acesta în Siberia, care a durat aproape o lună, pentru tânsa a fost foarte chinuitor. Ea era tocmai în perioada când avea toxicoză și avea nevoie, desigur, că de un regim preferențial. Atunci când ești în primele săptămâni de sarcină, ai nevoie și de o hidratare mai bună și de o alimentare și de un somn și de un, da, o odihnă. Noi cunoaștem cu toții ce înseamnă condiția unei femei însărcinate. Ea însă a trecut ca prin minune și a păstrat sarcina și a născut acest copil și datorită lui ea a rezistat și a revenit. Doamna Maria mai este în viață și eu insist foarte mult în cel mai apropiat timp cu domnul Ion Brânză să mergem la ea la țară și acesta o să fie următorul meu studiu de caz pe care vreau să-l fac. Mai cunosc o doamnă de origine găgăuză cu care săptămâna trecută m-am văzut duminică, nu această duminică, pe 3 iulie, când a fost proiecțiile, memoriile deportărilor la filarmonică, dar cealaltă duminică am fost la ea acasă și am luat un interviu. Este o doamnă de origine găgăuză, avea 2 luni, micuță fiind, alături de mama și încă 3 frați deci, două și surori. Când a fost deportată. 2 luni când a fost deportată. Deci astea sunt niște exemplificări că noi tot vorbim că au fost mame cu copii mici, femei însărcinate, bătrâni, diferite, da, categorii etnice, sociale, culturale, de vârstă. Dar astea sunt cazuri reale pe care, cărora eu le dau viață, oamenii pot să vadă acel om de atunci. Și eu întrebam, cum a rezistat mama dumneavoastră în așa condiție? Și ea îmi spunea, m-a lăptat odată în 2-3 zile, pentru că mai des nu avea lapte, nici apă nu avea ce să-mi dea, eu plângeam în continuu și ea ștergea transpirația care se aduna și cu această transpirație mi-o dădea în guriță să mă hidratez în felul ăsta. Și zice, atunci când se opreau trenurile în stațiile respective, mă scotea afară și încerca cu iarbă, cu plante să mă șteargă, să mă îmbăiască. Vă dați seama, copil în așa vârstă, nebăit, neschimbat, fără scutece, nu existau pampers, nu existau pudre, chestii, uleiuri, bețigașe și așa mai departe. Suntem mame, știm ce înseamnă să ai grijă de un copil. În așa condiții, foarte mulți copii au murit. Sunt cazuri consemnate și documentar, dar și martorii mi-au spus că mamele își aruncau copiii peste geam sau prin crăpătura din podea când treceau peste Volga. Foarte multe, eu zic multe mame au făcut lucrul ăsta pentru că copiii mureau efectiv în brațele lor. Și sunt foarte rare cazurile, iată cum este doamna, chiar am să-i spun numele, este după familia ei de fată este Novac și numele este Eugenia. Eugenia Novac, la momentul dat este Eugenia Petrova.
Și iată, ea este iarăși un caz extraordinar și vreau acum să încep să caut dosarul ei în arhive și să-i pun, să coroborez ceea ce mi-a povestit cu ceea ce spune documentul. Da. La câte mărturii aveți dumneavoastră, ne-ar trebui 2-3 ore ca să, eu ca zic să că discutăm despre toate. Eu spuneam că ne-ar trebui și o noapte, da, și o zi, și să facem exact cum a fost și valul de deportări. Exact, pentru că s-au adunat într-adevăr foarte multe și toate sunt cu o încărcătură emoțională foarte mare. De asta foarte și spuneam, avem puternică. Scenarii pentru filme, să fie un regizor care ar dori să se apuce și de așa ceva. Și regizori sunt, dar am înțeles că poate e nevoie de bani, de, da, da, ca să reușim să ajungem până în Siberia, să filmăm acolo, da, să iasă un film foarte bun. Eu nu știu, să bun. Facem un apel și pentru cei care țin, pentru cineaști. Da, care ar avea acces la niște resurse, cel puțin să ne îndrume unde să trimitem niște aplicații, niște formulare, niște granturi. Noi nu așteptăm bani foarte mulți sau grămezi de bani ca să ne facem nouă nume. Nu pentru nume mă ocup de lucrul ăsta, dar mă ocup pentru că simt că eu am o răspundere în fața acestor oameni. Cum spunea Antoine de Saint-Exupéry, că noi suntem responsabili de cei pe care i-am îmblânzit. Pe mine mă cunosc foarte mulți deja din oamenii aceștia care mai sunt în asociația deținuților politici și foștilor deportați și ei de la mine așteaptă o ușurare a durerilor, iar cea mai mare ușurare care o putem da noi istorici este valorificarea memoriei lor. Da, să fie cunoscuți cel exact. Puțin decât mai mulți. Câteva chestiuni totuși pe care aș vrea să le abordăm, da, în timpul în care ne-a mai rămas, despre faptul că mâine a fost decretată zi de doliu și este pentru prima dată din așa istoria este. Republicii Moldova, zi de doliu pentru 6 iulie, când a fost cel mai mare val de deportări. Cam târziu s-a întâmplat. Așa este, este cam târziu, este iarăși, vedeți că noi facem niște pași și chiar și dacă sunt niște pași, ei sunt foarte rari sau rar se întâmplă. Distanța între un pas și altul este foarte mare. Dar ce să spun eu acum, mă bucur că măcar așa este, pentru că eu înțeleg că este foarte complicat în contextul geopolitic, în contextul problemelor noastre economice, financiare, de oricare gen care sunt acum la noi foarte importante, este foarte greu să convingi și să ai susținere politică și pe acest capitol. Dar foarte mult mă bucur că totuși consilierii președintelui au ținut și au înaintat acest decret pentru a pune toate steagurile și drapelele noastre în bernă mâine și să țin un moment de reculegere. Înțelegem că e doar pentru anul acesta. La anul nu știm ce se va întâmpla, dacă va fi ales un alt președinte care nu e în rezonanță cu ceea ce discutăm noi astăzi, s-ar putea să nu existe o zi de doliu în 2017. Există un asemenea risc și eu cred că trebuie instituit această zi. Nu trebuie să fie un decret anual, el trebuie să fie deja perpetuat și trebuie să fie, după cum spuneam, sistemic făcut lucrul ăsta. În calendarul acelor zile naționale. Da, de comemorare, naționale. Așa cum se comemorează Ziua Europei sau Ziua Victoriei, avem posibilitatea să instituim și o zi de doliu național în legătură cu victimele deportărilor și represiunilor politice. Ce ar însemna asta pentru victimele deportărilor și faptul că, iată, mâine vor primi câte 700 de lei, un ajutor și o indemnizație unică, și în condițiile în care, dacă vorbim despre retrocedarea averilor, mare lucru nu se întâmplă, despre reabilitare la fel, ce semnale se transmit? Aceasta ar însemna o faptă care ar veni să argumenteze cuvintele care le-au tot spus politicienii în ultimii ani, că se solidarizează, că înțeleg, că le pare rău. Deci o trecere în sfârșit de la cuvinte la fapte, pentru că după cum credința fără fapte moartă este, așa și declarațiile. Dacă nu sunt urmate de o decizie sau de o acțiune, înseamnă că nu a fost făcută o declarație reală. Desigur că este insuficientă acea indemnizație și sunt foarte puțini care au mai rămas, după cum vă spuneam, sunt foarte puțini care au rămas în viață și pot să se bucure de această indemnizație, dar pentru ei sunt mulțumiți și cu aceasta, pentru că în primul rând ei simt că sunt luați în considerare sau ei nu sunt uitați, ei nu sunt lăsați în umbră. Ei sunt reabilitați, după cum spuneam, ca și cetățeni în drept, pentru că ei de multe ori fac paralela între
veteranii celui de-al doilea război mondial, anume care au luptat în armata sovietică, și ei, sau veteranii armatei sovietice, armatei române, care acum, nu știu, noi suntem post factum. Și să ne spună ei direct, pentru că eu nu face bine nici să-i justific, nici să-i învinuiesc și nici nu știu sincer dacă ei cunosc măcar sau sunt sensibilizați. Deși o parte din cei care stau în fotoliile de deputați sunt chiar copiii Siberiei, aceiași Zinaida Grăceană, Dumitru Deacov, așa mai avut și alții, să zic așa, lideri politici și demnitari din aceste familii. Și ar fi foarte bine ca ei singuri să-și poată exprima poziția și să-și facă mea culpa, pentru că nu le stă bine să vorbească despre orice, evitând acest subiect care stă în rădăcina identității noastre comune. Dimpotrivă, ce se întâmplă astăzi? A venit vicepremierul rus Dmitri Rogozin într-o vizită oficială la Chișinău, o vizită care va dura pe 5 și 6 iulie. Da, și noi am spune că nimic nu este întâmplător. Asta e. Nimic nu este întâmplător și cu atât mai mult dacă este vorba de Rogozin și cu atât mai mult dacă e vorba despre 5-6 iulie. Vedem intenția președintelui țării de a institui această zi de doliu și, pe de altă parte, nu se lasă nici Federația Rusă uitată. Este pe aici, pe aproape. Se spune că dacă vrei să știi care este situația, trebuie să fii cât mai aproape de dușmanul tău. Am impresia că Rogozin a venit aici să fie în sânul evenimentelor ca să știe care este exact pulsul și mă tem că această vizită este și o sfidare vis-a-vis de tematica noastră, pentru că oricare prezență acestui oficial sau a altor oficiali de nivelul lui aici se întâmplă, se iau decizii foarte importante, se activizează sau se dă curaj cercurilor proruse, mă refer aici la asociațiile proruse de tineret, care aparent sunt asociații culturale, dar de fapt noi știm că au o activitate mai mult politico-ideologică. Și îmi pare foarte rău să constat că, da, s-ar putea să fie un interes ascuns sau o agenda ascunsă. Anume din această perspectivă. Și din această perspectivă, da. Se putea amâna cumva această vizită pe mai târziu sau pe mai devreme, nu neapărat în aceste zile. Putea premierul Moldovean să spună ceva la coincidența lasă de bănuit. Și faptul că ai noștri au acceptat această perioadă, iarăși, sau este necunoașterea din partea cabinetului de miniștri, sau chiar dacă au cunoscut, nu știu. Eu iarăși mă întorc la ideea. Liderii noștri sunt șantajabili și nu sunt integri. De ce să pleci capul? Pentru că ești șantajabil. Pentru că știi că ești, cum să zic eu, ai avut un beneficiu din partea părții respective sau ți se oferă anumite privilegii financiare, economice, de orice gen, de influență, atunci sigur că apleci capul și accepti niște condiții tacite. Dacă ai fi neșantajabil, dacă nu ai fi făcut niciodată un pact cu diavolul, nu ai de ce să faci acțiuni de astea duplicitare. Și de aceea zic să invităm un politician să ne explice ce se întâmplă de fapt. Da, ei în general nu acceptă să vină la emisiuni, cu atât mai mult să discute subiecte atât de sensibile, dar vom încerca, adică vom bate de mai multe ori. Eu știu că e o dovadă de câte de la ori citate. Am bătut, dar dar e o dovadă bate, de la citate și asta este, deci, o bilă neagră pentru ei. Mă gândeam că această emisiune alb-negru este foarte semnificativă din perspectiva temei noastre, pentru că viața de până la deportare a fost albă, iar de după deportare pentru majoritatea acestor familii a fost neagră. Pe de altă parte, și luminița asta albă nu prea se vede. Luminița albă, iată, poate sub forma unei lumânări la capătul tunelului, pe mulți i-a scos, dar pe majoritatea totuși a lăsat o pată neagră, pentru că viața lor, ea este schingiuită, ea nu mai poate fi trăită încă o dată de la acel moment, altfel, după alt scenariu. Dar nici viața noastră, pentru că deportările au o consecință și până enormă în ziua de astăzi asupra neamului nostru, așa asupra ceea ce suntem și ce am devenit astăzi, pentru că
Așa este, avem consecințe de lungă durată. Pentru că nu știm unde, încotro, ce nu avem, era foarte bine dacă era. Exact, exact. Noi am fi fost în altă parte acum și alții acum, dacă nu ar fi fost deportările. Iată că acum trebuie să ne creștem abia clasa intelectuală, să ne creștem scriitorii, să ne creștem liderii politici, să ne creștem acei clarvăzători, și mă refer aici chiar și la duhovnici, de la zero. Noi începem de la zero. Da, și spunea și istoricul Octavian Țicu la emisiunea Alb Negru că situația din 41-49 e similară cu situația de astăzi, pentru că avem la fel torționare, avem turnători, avem multă frică, apropo, așa este, în rândul oamenilor. Avem denunțuri. Avem denunțuri. Da. Și avem tortură la, nu doar fizică, dar și psihologică. Avem un război hibrid care se duce prin toate mijloacele posibile în ziua de astăzi și, într-adevăr, însăși dezinformarea și faptul că mass media de limbă rusească și chiar venită din spațiul rusesc, nu doar produs aici pe loc, este majoritară și deține, de fapt, întâietate vis-a-vis de mass media de limbă română, care ar promova niște valori naționale. Deci iarăși ne arată că noi suntem exact în paralela acestor ani. Deci eu la fel, când vorbesc cu familiile care au rezistat totuși acestui calvar, îmi dau seama câte similitudini ne sunt cu ziua de astăzi și mă cutremur, pentru că de fiecare dată mă gândesc, Doamne, să nu se mai repete, dar ca să nu se mai repete, noi trebuie să învățăm lecția. Dacă nu învățăm lecția, noi riscăm să pășim pe aceeași greblă, da, și să primim o notă insuficientă și să repetăm coșmarul. Poate altfel. Dar iată că foarte multă lume mă întreabă, vedeți similitudini între deportările de atunci și migrația benevolă din anii pe care îi trăim cu toții? Și involuntar trebuie să spun că da, există similitudini. Dacă atunci oamenii au fost urcați în trenuri și duși forțat. Da. Acum s-a forțat altfel. S-a forțat prin faptul că nu există posibilități de a te angaja decent, de a lucra, oportunități economice. S-au forțat oamenii să cadă în plasa unor traficanți de persoane și, da, au căzut foarte mulți fiind victimele traficului de ființe umane. Consecințele sunt aceleași. Rămân satele depopulate, oamenii noștri pleacă în diferite destinații și de cele mai multe ori se asimilează, se afirmă și asta este foarte bine, dar vorbind cu conotații față de caracterul nostru național, ei se asimilează și copiilor, din păcate, nu o să mai vorbească poate română atât de bine cum ar trebui. Este desigur că și factorul de migrație și dezvoltare sau factorul benefic a migrației, pentru că ați spus, se afirmă acolo, ei au niște posibilități, oportunități extraordinare care nu le-ar fi căpătat aici. Ne bucurăm pentru fiecare moldovean și cetățean al Republicii Moldova care ajunge să devină un nume sonor peste hotare, să se întoarcă aici și să aducă cu el anumite remitențe sociale, cum spunem noi. Dar ne pare foarte rău că statul Republica Moldova nu oferă oportunități. Da, că ce, nu trebuie să pleci să și să te întorci. Trebuie să rămâi aici și să fii aici apreciat. Da, dar la ce să se întoarcă? Ce găsesc aici? Iată, e o situație foarte și foarte complicată, foarte și foarte tristă. Vedeți vreo salvare pentru Republica Moldova? Un stat care e mimat. Da. Da, și de aici vine și răspunsul meu. Viitor. Elena, de aici vine răspunsul meu. În viziunea mea, noi trebuie să ne reunificăm țara, pentru că noi mimăm o structură statală și nu ar fi corect să ne pierdem eforturile, anii, rezervele noastre intelectuale, încercând să menținem un stat artificial aici. Dacă am creat o reunificare, desigur că pas cu pas, după un plan bine organizat, bine structurat, nu se face peste noapte lucrul ăsta, deci noi am putea să avem o altă perspectivă de dezvoltare. Un alt viitor. Desigur că aici intervine Transnistria, intervine mult, dar eu vreau să spun, din aceleași circumstanțe, un om care vrea găsește soluții și din aceleași circumstanțe un om care nu vrea să facă nimic găsește scuze.
Eu sunt omul care întotdeauna am încercat să găsesc soluții și cât de greu nu mi-ar fi fost, eu găseam soluții să mă descurc în situația asta. Acum e nevoie, deci, de voință politică. De ce trebuie politicieni neșantajabili și integri? Revenim da, la... Da, eu aș mai adăuga că e nevoie și ca oamenii să conștientizeze totuși de ce nu se poate merge mai departe cu acest stat... Da, mimat. Da, mimat, că se încearcă să se construiască ceva, dar nu se reușește. Ei trebuie să înțeleagă. Am dacă înțeles există că alte s-a început soluții, o campanie sau da, se începe o campanie există... de informare în teritoriu, tinerii de într-un ONG, nu mai știu exact cine, sau Mișcarea 20-12 sau... Nu mai știu exact. Mișcări unioniste, cu siguranță, merg în teritoriu și o să explice oamenilor ce înseamnă unirea. Să nu-i spere, pentru că noi suntem victimele dezinformării și ideologiei. Păi da, victimele televizorului care exact, ne vorbește exact, de dimineață până exact. Seara în limba rusă. Și, eu vreau și să ceea spun, ce vor să, da. Să aflăm noi de la Moscova. Și eu vreau să spun celor care ne privesc acum, unii o să-mi dea bilă neagră, cu siguranță, dar sper că o să fie și cei care o să-mi dea bilă albă, că noi la multe capitole deja suntem integrați cu spațiul românesc. La capitolul cultură, noi avem foarte multe proiecte culturale care traversează râul Prut și nu există nicio frontieră. Noi avem la capitolul cultură, mă refer aici, pictură, muzică, teatru, muzee, capitolul educație, avem foarte multe proiecte educative comune. La capitolul inclusiv economic, noi avem deja spațiu economic și datorită... Da, și renovări de grădinițe, da, apropo, datorită, din exact, banii românești. Exact, deci noi la multe capitole deja suntem integrați, ne-a mai rămas să instituționalizăm și din punct de vedere politic. Și să înțelegem. Dar eu cred că înțelegerea încetul cu încetul vine, nu se face peste noapte și nu avem... Sunt mulți care pur și simplu din frică încearcă să arate că ei sunt în altă tabără decât cea care poate o simt în inimă. Iar cei care se mai opun pur și simplu sunt dezinformați și nici nu poți să te superi pe ei, pentru că ei sunt dezinformați. Ar trebui da, să-i informăm. Asta nu este o scuză. Nu este o scuză, da, absolut. Se poate reuși, că avem multe tehnologii și cel mai important să ne eliberăm de această frică. Da. Și, doar atunci când ești liber, poți să, să creezi și să liber gândești. Și să nu te lași manipulat. Așa este. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru Sper discuții. Sper că a fost interesant și spuneam că emisiunea este sugestivă, alb-negru, viața de până la deportare, după deportare. De asemenea, culoarea neagră înseamnă culoarea torționarilor și a violenței și a torturii care s-a întâmplat atunci, iar culoarea albă este culoarea martirajului cu care au rămas în istorie toți cei care au căzut victime. Și în timp ce culoarea neagră înseamnă indiferență, uitare, praful istoriei care poate să se așeze pe anumite fotografii, documente, dosare, totuși eu sper că culoarea albă, culoarea cunoașterii, culoarea păstrării patrimoniului nostru imaterial, care este foarte valoros, va predomina. De aceea eu dau mai multă culoare albă și indiferent de rezultatele da, care vor fi. Să vedem apropo ce rezultate sunt și cum deja s-a avem? Votat. Da, sunt 10 bile albe și niciuna neagră. Vai de mine, deja da, e bine. Este o apreciere din partea celor care ne-au urmărit. Mulțumim că ați fost alături de noi. Eu le mulțumesc foarte mult pentru bilele albe și îi îndemn să intre pe site-ul deportări.md, să ne caute pe Facebook și să se alăture acestei campanii de cunoaștere a adevărului istoric. Și da. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și noi vă mulțumim pentru prezență, mulțumim și celor care au fost alături de noi. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Să aveți o seară frumoasă!